Invitatul din această emisiune este o persoană deosebit de importantă pentru Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, și anume domnul profesor universitar Sorin Radu, actualul rector al Universității. Sorin Radu a urmat studiile la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, având un doctorat în istorie. Acesta a scris până în prezent numeroase cărți și articole în reviste de specialitate, a participat la numeroase conferințe, a fost membru sau a condus multe proiecte de cercetare științifică. În decursul timpului a ocupat diverse funcții precum director al Centrului de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socioculturale, director al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, prodecan și decan al Facultății de Științe Socio-Umane, iar în prezent, rector al Universității Lucian Blaga din Sibiu. Bună ziua, domnule rector! Vă mulțumim că ați răspuns afirmativ invitației noastre. După ani de studii și muncă în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ați fost ales rector al Universității. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpinați deținând această funcție? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Dați-mi voie mai întâi să vă felicit pentru această inițiativă. E într-adevăr un lucru esențial pentru universitatea noastră să reușim să ajungem la studenți și la cadrele didactice și cred că ULBS-TV va asigura, să zic, va constitui un mijloc mult mai eficient de comunicare și în același timp cred că și un loc de practică pentru studenții Facultății de Științe Socio-Umane și nu numai. Provocările de la începutul mandatului au fost numeroase. Din punctul meu de vedere, cea mai complicată problemă a fost generată de pandemie. Eu și colegii mei ne-am început mandatul în plină pandemie, drept urmare, întreg planul nostru managerial a trebuit adaptat, a trebuit schimbat și a trebuit să facem față unor provocări pe care niciodată universitățile din, să zicem, ultimul secol nu le-au cunoscut. Pandemia a schimbat comportamentul nostru, a schimbat prioritățile și cea mai importantă problemă pe care am avut-o a fost trecerea învățământului, a cercetării și activității administrative în sistem online sau parțial online. Drept urmare, să ne focusăm pe studenți, a fost o provocare ca de la folosirea platformelor de e-learning ca instrument suport de învățare să folosim aceste platforme integral pentru predare. Drept urmare, luni de zile ne-am străduit să găsim căile cele mai potrivite pentru a pune la dispoziția studenților și cadrelor didactice în mijloace potrivite, moderne, adaptate nevoilor noastre de predare online. Mulțumesc! Cum se îmbine natura didactică cu cea de cercetare și cu cea administrativă în munca de zi cu zi? Actualmente se îmbină doar activitatea administrativă și de predare. Munca de cercetare, din nefericire, a rămas undeva în subsidiar, pentru că, totuși, și dacă ar fi 24 de ore de muncă, n-ai putea face față la toate aceste provocări. Drept urmare, mărturisesc că, cel puțin în ultimele luni, a trebuit să mă retrag, să spun așa, din ceea ce înseamnă cercetare și proiectele pe care le aveam în derulare sunt cumva greu de gestionat, e o mărturisire mai sinceră. Și da, sunt încă în faza de finalizare a unui grant, finanțare Ministerului Cercetării, dar și a unui proiect pe care îl coordonez cu profesorul Schmidt de la Universitatea din Viena și pe care trebuie să-l încheiem, dar nu e simplu. Ne focusăm pe cercetare, pe partea administrativă, pentru că aceasta este sarcina încredințată de către colegii mei, și pe partea didactică, în condițiile în care norma didactică de predare a rămas încă în vigoare. Care sunt cele mai importante lucruri pe care vi le doriți pentru universitate și pentru studenți? E greu să fac o ierarhie a celor mai importante lucruri pe care mi le doresc. Îmi doresc, în primul rând, să fim cu toții sănătoși, studenți, cadre didactice, personal administrativ și să încercăm să trecem cu bine peste această perioadă cu totul neobișnuită. Îmi doresc să facem față cu bine și să avem scăderi în calitatea actului didactic, o scădere cât mai redusă, pentru că oricum am privit faptul că nu mai interacționăm cu studenții la munca noastră, în munca noastră, duce la pierderi consistente în ceea ce privește calitatea. Drept urmare, îmi doresc să revenim cât se poate de repede la predarea față în față și să reumple studenții facultățile noastre și zoom-zetul lor să fie din nou o notă comună a universității noastre.
Și implicit toată această infrastructură pe care universitatea a creat un an și an de muncă să poată fi redată studenților. Fără îndeală că îmi doresc să creăm cât mai multe oportunități pentru studenții noștri. Chiar dacă, iată, de un an și câteva zile, de fapt, dacă mi-amintesc bine, cred că în 17 martie am intrat în stare de urgență, cred că se împlinește fix un an. Astăzi, poate nu știu, nu e întâmplător că ați ales să lansați televiziunea astăzi, dar avem un an, deci de un an de zile, practic nu ne mai întâlnim față în față, decât prin excepție la anumite specializări. Și atunci îmi doresc ca șansele studenților și absolvenților noștri să nu scadă atunci când vor încerca să-și găsească un loc de muncă și cumva pregătirea pe care și-au însușit-o în universitate să nu fie un impediment în găsirea unui job. Îmi doresc să finalizăm proiectele începute și sunt multe, foarte multe, dar în egală măsură îmi doresc să aplicăm la proiecte noi în absolut toate domeniile, fie că vorbim de proiecte pe zona didactică, fie că vorbim de proiecte de cercetare sau de infrastructură. Adică avem un program foarte ambițios, un program care nu poate fi pus în practică 100% dacă nu revenim în universitate printr-o activitate față în față cu motoarele, să zicem, turate la maxim. Domnule rector, ați împlinit un an de când ați preluat această funcție. Ne puteți spune care sunt cele mai importante acțiuni întreprinse până în prezent în universitate? Chiar ieri, în Consiliul de Administrație, a fost validat raportul de activitate al rectorului și al echipei manageriale, raportul cu privire la starea universității. Actualmente este postat pe site-ul universității, este în dezbatere, va intra în dezbaterea Senatului, deci cumva munca noastră am expus-o cât s-a putut de sintetic în fața comunității. Colegii noștri ne pot analiza și pot observa în ce măsură propunerile noastre, promisiunile noastre s-au realizat sau sunt în curs de realizare. A vorbi acum despre un bilanț nu e niciodată confortabil, cel puțin pentru mine. Nu mă simt confortabil să vorbesc despre ce am făcut. Pot doar spicui niște lucruri care, nu știu, am putea selecta pe fiecare domeniu în parte. Dacă tot am pomenit de partea didactică, e bine de precizat că am reușit să trecem pe o platformă de predare online care oferă multe, să zicem, facilități utilizatorilor. O platformă care acum este achiziționată de universitate, sunt de prima universitate și am rămas singura din România care folosește această platformă. Am creat proceduri, ne-am numărat printre puținele universități care încă de la începutul pandemiei a creat proceduri în ceea ce privește evaluarea online, refer aici la licență, la dizertație. Am creat proceduri de predare și de evaluare inclusiv la nivel de școală doctorală abilitare. Și am venit zilele trecute, am reglementat inclusiv evaluarea studenților care vor să aplice pentru burse Erasmus. Deci am trecut pe online, dar asta a însemnat modificarea multor regulamente, proceduri. Am trecut la admitere online. Este pentru prima dată când la universitatea noastră am reușit să facem această admitere preponderent online. De ce spun preponderent? Pentru că au fost câteva specializări, precum artele spectacolului sau medicina, unde prin natura meseriei a trebuit să, sau specificul domeniului, a trebuit să facem admiterea față în față, dar toată înscrierea a fost online. Am trecut tot la partea didactică la o evaluare a cadrului didactic de către studenți, folosind un chestionar care ne oferă multe posibilități de interpretare și ne oferă o utilizare mult, mult mai eficientă și mai simplă de către student. A facilitat foarte mult folosirea acestui chestionar, evaluarea cadrului didactice, pentru că studenții n-au mai fost obligați să vină la facultate ca să folosească un calculator pentru a evalua cadrele didactice. În ceea ce privește cercetarea, a fost un an extrem de bun. Nu vreau să dau nume, dar pot vorbi despre proiecte. Este pentru prima dată în istoria universității când avem câștigat într-o singură competiție 5 proiecte finanțate de Ministerul Cercetării, de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării. Este pentru prima dată, am greșit, am spus 5, 6 proiecte sunt, 6 proiecte UFIS-CDI, dintre care 3, cele de cercetare exploratorie, sunt, aș zice, vârf de realizări, pentru că de obicei aveam 1 sau 2 asemenea proiecte. Mai mult decât atât, universitatea noastră a câștigat 2 proiecte internaționale foarte importante. Este vorba de un proiect finanțat prin fonduri norvegiene, 1.200.000 de euro,
Iar bomboana de pe tort, dacă vreți, este un proiect european finanțat de Consiliul Europei, Grant Consolidator, 1.450.000 de euro, un grant unic în sistemul universitar românesc. Drept urmare, pe această linie a cercetării încheiem anul nu doar cu realizări în ceea ce privește numărul de proiecte, ci cu bugete consistente atrase în universitate. Pe linia de infrastructură este iarăși un an cu totul deosebit, în sensul că pentru prima oară universitatea a primit finanțare pe două proiecte de infrastructură, după cum probabil se știe în comunitate, doar reper sintetic, construim o fermă didactică cu laboratoare la Rusciori. Suntem în faza de licitație publică pentru execuția celui de-al doilea proiect, noul sediu al Departamentului de Arte Teatrale de pe Banatului. Dar este și anul în care universitatea a pregătit, caz iarăși unic, 5 proiecte de infrastructură care urmează fi depuse odată ce competiția se deschide. Pe zona de formare didactică, iarăși am câștigat câteva proiecte, aș menționa unul singur, că înțeleg că timpul e limitat. Unul singur este cel mai mare proiect câștigat vreodată de universitatea noastră, în sensul că banii câștigați vor rămâne integral în universitate. Proiect de formare profesională, didactică, mentorat didactic, profesionalizarea carierei didactice se numește. Bugetul universității este 3.500.000 de euro, iar bugetul total al grantului este de 28 de milioane. Suntem parteneri cu Ministerul Educației și avem un rol esențial în formarea didactică la nivel național prin acest proiect. Aș putea continua acum, nu știu cât ne permite timpul, dar nu aș vrea să sune ca o listă de realizări, doar fac această invitație. Studenții, cadrele didactice pot studia pe îndelete raportul cu privire la starea universității, respectiv pot face observații, pot trimite obiecții și de ce nu propune pentru perioada ce urmează. Acum să schimbăm puțin subiectul discuției noastre și să trecem cu voia dumneavoastră la profesorul Sorin Radu. Dacă ar fi să adresați un îndemn studenților și proaspeților absolvenți de licență și master care își încep cariera profesională, care ar fi acesta? Aș vrea mai întâi să fac o precizare. Realizările menționate anterior nu sunt ale mele, sunt ale comunității academice, sunt ale colegilor noștri. Întâmplarea a fost să fiu eu în această poziție. Revenind la întrebarea noastră, ce le-aș ura? Să fie curajoși, să viseze, să nu renunțe la vis și să nu-și propună obiective minore. Să-și propună obiective mari, dar să muncească onest pentru aceste obiective și să nu renunțe. Să nu renunțe pentru că piedici vor apărea practic din momentul în care vor ieși de pe porțile universității. Dar să depășească această piedici și să privească în viitor, să înțeleagă că fără muncă, implicare și dedicație nu vor ajunge acolo unde își doresc. În era digitală în care trăim astăzi, provocările pentru profesori sunt foarte mari. Ce competențe considerați că este necesar să aibă un cadru didactic, ținând cont de nevoile tinerilor din secolul 21? Dacă ne-ar permite timpul, aș face așa un cadru mai general. E foarte la modă în ultima vreme să se discute despre maniera în care școala a fost pregătită sau nu, învățământul în general, pentru trecerea la online. Această discuție a fost, dacă vreți, partea unei alte discuții mult mai complexe, care ține de ani, de ani buni, și care era focusată pe ideea că învățământul românesc nu era acordat la realitățile internaționale, că învățământul românesc nu era acordat la realitățile economiei românești și mereu au apărut reformatori care, cumva, fără a avea pregătirea necesară, se trezeau a propune tot felul de revoluții și de reforme. Ce pot eu să spun că, nu din punctul meu de vedere, ci din punctul de vedere al specialiștilor în educație, nici o universitate din Europa, nu vreau să vorbesc de alte spații, nu a fost pregătită pentru predarea online. Drept urmare, provocarea pentru absolut toate cadrele didactice, că vorbim de colegii noștri din România sau vorbim de cei din Germania sau din Marea Britanie, niciunii nu au fost pregătiți pentru a trece integral la predarea online. Drept urmare, avem cu toții o problemă majoră, aceea de a înțelege care sunt așteptările și nevoile studenților în ceea ce privește sistemul de predare online și mai ales întrebări cheie pe care noi încercăm să le căutăm un răspuns, cum adaptăm curricula, cum adaptăm sistemul nostru de predare la ceea ce înseamnă nevoia studentului și mai ales încercarea noastră de a nu pierde din calitatea actului predării. Aceste provocări nu au încă soluții. Ar fi
aș fi ipocrit să spun că soluțiile au venit. Dacă din perspectivă tehnică soluțiile s-au găsit, în sensul că, iată, avem la îndemână platforme foarte bine pregătite, care puse la punct, care oferă o serie de facilități utilizatorilor, pentru predarea online trebuie totuși să ai o anumită pedagogie. Da, au fost universități care au lansat conceptul de pedagogie online. Sigur, în teorie el există, dar vorba lui Conuiancu, el lipsește cu desăvârșire. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să ne focusăm, în primul rând, pe încercarea de a colecta feedback-ul din partea studenților și din partea cadrelor didactice cu privire la problemele care au apărut în acest sistem de predare online. Apoi să încercăm să identificăm, și facem lucrul ăsta, dar nu e atât de simplu pe cum pare, să găsim oamenii potriviți care ar putea oferi suport pedagogic, suport nu știu, în ceea ce înseamnă trăinuirea, pregătirea cadrelor didactice. Mai luna trecută am lansat o platformă colaborativă, Teach.on se numește, care este construită de colegii de la Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor Didactice în colaborare cu colegii de la Facultatea de Inginerie și care încearcă să ofere modele, bune practici, să fie un loc de întâlnire a cadrelor didactice care doresc să afle mai multe lucruri despre cum pot fi mai eficienți în ceea ce înseamnă predare online. Teach.on este deschisă absolut tuturor, absolut pentru toate cadrele didactice și se poate îmbogăți din contribuția celor care au bune practici sau doresc să-și aducă o contribuție. Drept urmare, cred că aici vom avea de lucru încă multă vreme să vedem cum adaptăm curricula noastră, cum adaptăm sistemul nostru de predare în așa fel încât competențele pe care studenții ar trebui să și le însușească după un ciclu de predare să fie cel puțin apropiate, egale cu cele care ar fi fost livrate în predarea față în față. Dar încă recunosc că avem de lucru aici. Am vorbit despre provocările administrative, cele ale carierei didactice. Acum, dacă îmi permiteți, v-aș adresa o întrebare despre omul, Sorin Radu. Care este cel mai important principiu după care v-ați ghidat și vă ghidați în continuare în viață? Într-un singur cuvânt, dacă e să-l numesc, echilibru. Echilibru în absolut tot ce am făcut. De la activitatea didactică, la cea de cercetare, la viața de familie, la absolut tot ceea ce am întreprins, un singur lucru m-a ghidat, echilibru. Domnule rector, la final, o întrebare despre comunitatea academică sibiană. Care ar fi, după părerea dumneavoastră, principalele trei valori care descriu spiritul ULBS? E dificil să identifici valorile care ar fi, să zicem, esențiale pentru a defini spiritul unei universități. Aș spune curajul tinereții, pentru că universitatea noastră este o universitate tânără. Am aproape vârsta universității, am servat în urmă cu 2 ani, 50 de ani de universitate. De fapt, universitatea în forma actuală s-a născut în urmă cu 30 de ani, dar trecutul ei îl putem marca la momentul 1969. Și cred că evoluția universității a fost marcată de această caracteristică, curajul tinereții, pentru că nu e ușor să construiești o instituție nouă și care să se integreze într-o piață extrem de concurențială, într-o piață în care nu există înțelegere, răbdare și într-o comunitate relativ mică. Orașul Sibiu nu este unul dintre cele mai mari orașe ale țării și cu toate acestea, iată că universitatea a reușit să devină o realitate prezentă nu doar în viața comunității, în viața regiunii și tot, în tot ceea ce înseamnă planul național și în multe, multe domenii cu impact internațional. A doua valoare la care m-aș referi ar fi cea legată de definită, spirit antreprenorial. Ne-a definit de mult timp ca o universitate îmboldiană care pune accent pe spiritul antreprenorial. Și spiritul antreprenorial se vede în absolut orice întreprinde universitatea. De la faptul că am crescut în baza acestui spirit antreprenorial, noi n-am fost o universitate care să fi fost constant predilect finanțată, sprijinită strict de stat, toată infrastructura noastră a fost dezvoltată parțial cu sprijinul Ministerului, dar mai ales cu ceea ce a însemnat acțiunile, inițiativele managementului universității și așa am ajuns la o infrastructură foarte solidă, dar am cultivat inclusiv prin proiecte și mai ales prin, mesajul pe care l-am dat studenților, ideea de antreprenoriat,
care la un moment dat a devenit un fel de etichetă a universității noastre. Ori astăzi, prin faptul că universitatea colaborează cu mediul privat, că colaborează cu multe organizații din mediul non-guvernamental, că sfătuim și încurajăm studenții să lucreze în aceste instituții încă din studenție, demonstrăm un adevărat și un intens spirit antreprenorial. Și o altă valoare pe care universitatea cred că o are ține de echilibru. Este o instituție care și-a cunoscut măsura. S-a întins de-a lungul anilor atât cât a fost nevoie și nu a exagerat niciodată într-un anumit domeniu. Aceasta e și dorința mea, ca universitatea să fie echilibrată, echilibrată ca resurse umane, să îmbinăm. Se vorbește foarte des de spiritul tânăr, întinerirea instituțiilor. Noi suntem o universitate tânără și din perspectiva vechimii, dar și din perspectiva resurse umane, dar întotdeauna a avut un echilibru în comparație cu colegii noștri cu experiență. Suntem o universitate care este echilibrată și din punct de vedere al specializărilor pe care avem. Este o universitate echilibrată în relația cu comunitatea, în relația noastră cu partenerii noștri. O universitate care a pus mereu în frunte sau în față ideea că nu putem exagera în niciun domeniu, chiar dacă uneori piața parcă îți creează brazde pe care te-ai putea duce mai ușor. Totuși, noi am fost echilibrați. Sigur, sunt și multe alte valori, poate că nu au fost cele esențiale, dar sunt cele care mi-au venit în minte acum. Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat și pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și eu, vă urez succes și să dea bunul Dumnezeu să continue acest proiect în așa fel încât peste ani și ani să revedem emisiunile și să spunem, iată ce tineri eram și poate mai frumoși. Felicitări și mulțumesc!